Promier, domnule Vlad Bilețchi, este că... Loc de muncă nu caut, deși chiar dacă aș căuta pe trei din nou nu cred că ar fi o problemă. Unde-s marșurile cele de altă dată în centru capitale cu... Sau ecuizat. S-au săturat oamenii de Vlad Bilețchi până astăzi? La noi se iubesc pupincuriștii, la noi asta e o profesie națională. George Simion Pentru o funcție de președinte de partid sau de altceva să-mi calc mie pe, pe, principii, nu vreau. Poate cu dorința chiar toată că vtora cum să le zice. Suntem antiruși, stop război, tu vă mama voastră eu. Dar cum e să fiți omul lui Platon? Hum. culmea situației, noi, cei care mereu l-am criticat pe Platon mm. și ei care făceau copchii acolo cu dânsul și l chemau pe la emisiuni ca să-l victimizeze, sânge, sex, scandal, regula celor 3 S. Ați ieșit cu sticle de gen și cu un pahar hum. în centrul capitalei? Incendiar. Ei o sticlă de vin, patru pahare, niște oameni și bei vin la protest. Dar și cât ați dumneavoastră sare pe strada fetelor frumoase? Din clasa întâia noi toți știm, calea Basarabiei, Strada Dragostei. Și eu le întreb, stând în spatele poliției, ce faceți aici? Lucrăm. Cât costă? Atâta. Ce faceți? Așa e. Dar și vă întreba poliția. Cac de la? Eu zic, asta trebuie să întrebi poliția? Ați reușit să întrebați și ce părețuri să astăzi? <laughs> da. Atunci când dumneavoastră o să deveniți președinte de țară, Așa. o să propuneți executivului candidatura a domnului Toledruga la funcția de ministru al culturii? Invitatul din această seară este ex-președintele Partidului Aur, Vlad Bilețchi. Bine ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Șomer, domnule Vlad Bilețchi, este că ex-președinte? Căutați de lucru, pentru din nou, cumva, într-un vreun partid politic? Noi avem suficient de mult în țara noastră. Vreo candidatură, ceva? În Republica vă... Moldova, dacă ești lider de partid după care nu mai ești, cumva se percepe că ești șomer. Nu Eu eram profesor până la acest partid și după. Eu niciodată nu o să mor de foame, absolut. Sunt sigur de asta. Loc de muncă nu caut. Deși chiar dacă aș căuta pe din nou nu cred că ar fi o problemă. Eu mi-am depus demisia cu demnitate, nu am ținut de funcții, unii aveau impresia că o să mă țin de scaun, să fiu președinte, să am ștampila. Nu, nu, absolut. Eu, de fapt, nici nu înțeleg această logică bolnavicioasă a liderilor de partid. Partidul este un instrument, nu un scop în sine. În momentul în care partidul trebuie să te slujească pe tine, gata, cauza clar are de pierdut. Și noi am văzut ce înseamnă aceste lucruri din trista noastră experiență atunci când partidul ar fi putut face mai multe, dar din cauza încăpățânării liderului, nu că numai eu și eu și eu, el s-a încăpățânat să fie el și -a... partidul a murit politic, să spunem așa, să-i fie țară ușoară, să-i fie lista electorală ușoară. Eu am văzut că anumite lucruri nu merg așa cum trebuie să meargă, că sunt incompatibil cu anumite valori și mi-am depus demisia din toate funcțiile, fără fără să plâng, fără să mă țin de scaun. Nu știu, eu, eu, chiar nu înțeleg această logică bolnăvicioasă și sper că, virgulă, clasa noastră politică se va, se va corecta în această privință. Intrați mi eu pe pagina dumneavoastră de Instagram. Uh -huh. uh, cea ce mai slabă pagină. Să, să cea văd, mai vă, scrie. Vă ce scrie acolo în descriere. Așa, noi avem profesor la liceul teoretic Gheorghe Sache din Capitală. Deci întrebarea cu șomierul a fost o provocare. <laughs> Și consilier local în satul Aluatu, dacă nu mă greșesc eu. Nu e prea prestigios, așa e. De de unii până unii în satul aluatul, hmm. și o în poveste. general ce raiune e satul ăsta. Poveste astea? foarte frumoasă, în raionul Taraclia, mm -hmm. într o zonă destul de complicată pentru că eu nu mie nu mi plac provocările ușoare. Câți unioniști ați văzut să meargă în Gagauzia sau în Taraclia, acolo unde sunt gagauși sau bulgari, să facă campanii? Să-și asume să, să asume, să meargă acolo, să încerce să convingă lumea. Toți pe aici, prin Chișinău, unde e simplu și ușor, unde oamenii sunt destul de receptivi față de ideea unirii sau ideea integrării europene. Nimeni nu se duce în, în, în miezul problemei. Eu am vrut să merg în Taraclia, acolo unde sunt bulgari, unde exista o școală unică cu predare în limba română, și care risca să fie închisă. Mi-am propus să oprim acest lucru. Am făcut o campanie de colectare de fonduri, de sensibilizare a opinii publice, am mers la fața locului, am filmat problema, am arătat că școala riscă să fie închisă. Am reușit să colectăm într-un termen record suma totală de 13.000 de euro de la aproape 200 de oameni și 4 companii. Uh -huh. Și am reușit în trei luni de zile, adică din mai și până în septembrie, la 1 septembrie trebuia neapărat să finisăm cu reparația, să restaurăm, fiți atent, la 13.000 de euro am reparat 6 seli de clasă, două laboratoare, biblioteca și sala de muzică. Asta incluzând podeaua, pereții, podul, sistemul de iluminare, Eu sper că de table, calitate. Sau? Până acum Țin. Asta a, a fost da. în 2018, deja -am o trecut Am 5 avut caz recent când s-a reparat și cădea... Din curioză, Asta se întâmplă atunci când trebuie să fie, cum spunem noi, spisuiti, deturnate fondurile. Atunci când suma este foarte mare și noi în loc să facem un gard cu 10.000 de lei, îl facem cu 100.000 de lei, ca să mai ajungă și la toți ceilalți. Noi am făcut-o din sinceră intenție și o să țin eu sunt sigur, foarte mult timp. După care am zis ce ar fi să merg mai departe și să candidez la funcția de consilier uh -huh. ca să pot ajuta această comunitate. Și am continuat să facem lucruri frumoase acolo foarte puțin ori public, pentru că uneori parcă mie oarecum, că am făcut o donație la o familie sau că am ajutat pe cineva. Cam mm. departe, parte, dumneavoastră, Două ore de aici până zile. acolo. Două ore. Adică dacă mă duc acolo, o zi, practic, trebuie, nu că e pierdută, dar o zi e jertvită, să spunem așa. Două ore încolo, două ore înapoi, deci patru ore doar pe drum. Dar îmi face plăcere. Rămânem la liceul teoretic Gheorghe Asaic. Dumneavoastră predați acolo, ce predați? Educația civică. Mai nou, educația pentru societate și dezvoltare personală. Eu știu că dumneavoastră sunteți de la Gheorghe Asache, ați făcut studiile, liceu, Da, am absolvit acest liceu, părinții mei la fel l-au absolvit. Liceul Asache este un bastion al românismului, este un liceu cu tradiții deja bine rădăcinate de zeci uh -huh. de ani, să știi. Dar în opinia dumneavoastră, aici chiar vreau să, să vă întreb. De ce anumit Gheorghe Asache este considerat liceul unionismului? Noi doar mai avem licei în capitală care poartă nume de personalități remarcabile, români mari. De ce anume Gheorghe Sacchi? Gheorghe Sacchi, de altfel, a fost o bună perioadă de timp împotriva Unirii, Gheorghe Saki, ca personalitate, uh -huh. având anumite suspiciuni și dubii, dar în cele din urmă a acceptat actul Unirii, a fost convins de faptul că va avea mai multe avantaje decât dezavantaje. E vorba de oameni, e vorba de calitatea profesorilor și a managementului acestei instituții. Pentru că vreau să vă dau un exemplu. Anul 2006, guvernarea comunistă decide să ne schimbe nouă denumirea din român francez în moldo francez. Știți ce au făcut elevii? Au urcat pe clădire și au rupt pancarta și au lipit cu scris de mână român francez. Adică la noi în liceu există o atitudine critică față de tot ce aici se întâmplă. Noi nu credem în propagandă. Noi nu mâncăm din palmă, noi avem libertatea de a ne contrazice cu profesorul. La noi, liceul educă personalități, oameni care se afirmă. Uh -huh. Nu pur și simplu niște roboței care trebuie să fie ascultători și să nu iasă din cuvântul profesorului. Bineînțeles că orice profesor cere disciplină și ascultă, să fie ascultător elevii, dar în același timp se încurajează disputa democrația, pluralismul de idei și de opinii. Democrația în adevăratul sens al cuvântului ei. Noi toți spunem democrație, democrație, dar de fapt atunci când avem de face cu o părere contradictorie, încercăm cumva să o inhibăm, să o neutralizăm. La liceul ăsta chestia este exact invers. Noi întotdeauna am, pus accent pe valorile românești pentru că pentru noi Ion și Doina Alde Teodorovici nu ne sunt străini. Doina Alde Teodorovici este absolventă a liceului nostru și sala mare de festivități îi poartă denumirea și cinstea. Pentru noi, mișcarea de liberare națională nu este străină, <coughs> pentru că așa a fost amplasarea noastră geografică, chiar în preajma clădirilor cele, cele mai importante ale statului, parlament, președinție, primărie, guvern. Întotdeauna eram printre primii implicați în aceste acțiuni. Volens, Vole nu că veneau forțele politice sau civice și ne, ne, uh -huh. ne cooptau, dar uneori chiar și fără să ne coopteze mi amintesc că 7 aprilie 2009 eram, cred că, în clasa 9. Noi săream geamurile. să poliția să nu ne permite să ieșim din Noi săream pe geamuri. Eram atât de mulți că nu ne putea opri poliția. Unionismul ăsta care s-a trezit în dumneavoastră, el s-a trezit exact atunci, 7 aprilie 2009, când liceenii de la Asachi s-au cățărat pe creșă și au arborat drapelul României? Nu, ei nu au arborat drapelul României. Nouă ne-a fost schimbată de numirea liceului, fără ca noi să fim consultați. Mm -hmm. Acest lucru este ilegal. Pe 7 aprilie? Nu, nu, nu. În 2006. Pe mm -hmm. 7 aprilie 2009, la noi n-a urcat nimeni pe clădirea liceului cu drapelul României. Nu mi-am să fie avut noi asemenea situație. Eram înconjurat de poliție. Unionismul din mine s-a trezit din familie. Bunicul meu este din Cernăus, din Bucovina, unde se știe că sunt români care și astăzi au păstrat limba română, chiar dacă sunt parte a altui stat în care nu se vorbește română. Mă refer la Ucraina. Mereu în familia noastră am avut acasă scriitori, poeți, a fost acasă și Grigore Vieru, a fost acasă și alții. Nici nu s-a pus la îndoială acest lucru. Liceul la Sache a fost o continuare firească a ceea ce am, ce am, simțit în familie. Bunicul meu este, a fost să-i fi țărnaușoară, a fost scriitor, Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei și unul dintre cei cinci semnatari, știam că erau doar patru, acum am mai studiat și am văzut că, de fapt, erau cinci, care au semnat în 1994 pentru limba română. Parlamentul Republicii Moldova tocmai lucra asupra Constituției, Legii Supreme. Mm -hmm. Și Parlamentul nu are treabă cu chestiuni științifice. Parlamentul e o chestiune politică. În ceea ce privește limba și istoria, există oameni de știință, savanți, care fac asta toată viața. Și atunci ei au întrebat, Academia de Științe, domnilor, cum se numește limba? Și au primit un răspuns. Limba este română. Cei care au semnat, printre ei se numără și bunicul meu. Adică noi nu facem decât să ducem mai departe acest standard. asta sunteți de 1994? Mhm. Uh -huh. Dar pe 7 aprilie 2009, dumneavoastră, ce faceți? Eram elev. În ce clasă? Da, cred că nu. dacă eu în 2000-2001 am intrat la școală, cred că orea asta, orea noua. La lecții? Da, la... mi-am că eram la lecție de matematică, în blocul vechi, în blocul vechi la noi asta e strada București și poliția ne interzicea să ieșim, erau încă uniformele astea vechi uh -huh. și noi am deschis geamul de la matematică, fiind la primul și am sărit aproape toată clasa geamul, profesorii ne-au spus că noi, eu trebuie să vă țin în clasă, dar nu pot să vă stăpânesc pe toți. Și atunci noi am profitat de ocazie și am sărit toți geamurile și am vrut să participăm și suntem mândri că am participat la ceea ce înseamnă debarcarea regimului comunist. Păcat doar că prin mulțime au fost infiltrați oameni care trebuiau să ne tragă pe noi din fața guvernului, unde aveam un protest pașnic, guvernul nu a fost devastat. Dar veneau în continuu provocatori care ne atrăgeau în fața Parlamentului și președinției, acolo unde deja erau aduse pietrele, unde erau oamenii mascați, cu sisteme radiofonice, rații. Totul era bine organizat. Noi, noi, contingentul nostru, nu am participat la devastarea clădirilor. De asta nici nu prea, dar nu că nu prea, dar nici nu prea au fost arestați din liceul Asachi, că ar fi scos vreun calculator sau vreun scaun. Poate și au fi fost vreo doi, dar noi știam foarte clar că noi trebuie să participăm la mitingurile pașnice. Adică noi ne dăm întrebarea pentru ce să distrugem o clădire. Problema e în clădire sau în cei care iau deciziile? Problema este în factorul decizii. Deci nemulțumirea trebuie să meargă către ei. Clădirea noastră, a statului. Noi plătim bani pentru a o repara. Deci nu are nicio logic să o distrugem. De atât noi suntem tineri, flăcăi încă. Dumneavoastră ați înțeles pe bune cui a trebuit pe 7 aprilie 2009 lovitură de stat? Noi am avut nevoie de o revoluție. Noi aveam nevoie să facem un salt și noi l-am făcut, doar că el a fost ulterior parțialmente compromis. Haideți să recunoaștem că Republica Moldova până la 7 aprilie și după 7 aprilie este cerul și pământul. Vă amintesc coleg Brega venea să protesteze împotriva unui abuz. Uh -huh. A, unui, a unei instituții. Era încărcat în dubița de poliție, bătut, pancartele rupte, nu exista niciun fel de libertate de exprimare. Lumea vorbea în taină, pe ascuns, despre Voronean, temându-se să nu fie dat afară de la lucru, să nu fie persecutat. După 7 aprilie am obținut libertatea de a spune, de a gândi, doar că băieții șmecheri, ca întotdeauna, al de felat, plahotniuc și ceilalți, au hotărât să-și umple buzunarele. Ei, de fapt, sunt cei care au deturnat această această revoltă sinceră a oamenilor care au răbufnit. Noi întotdeauna am avut oameni care au știut să capitalizeze pe seama nemulțumirii noastre. La fel ca și furtul miliardului. Era firesc să fim nemulțumiți. Doar că nefiresc au ajuns la putere cei care și-au asumat că ne vor, ne vor, rezolva această problemă, pe când de fapt doar au obținut fotolei moi. După cum vedem, furtul miliardului nu la fel ca și dosarul 7 aprilie, dosarul, dosarul, guvernării comuniste. Au speculat nemulțumirea noastră. Ei sunt cei care au compromis această revoltă, pentru că noi astăzi nu vorbim despre o revoluție, ca despre un fenomen frumos de deșteptare națională, așa cum vorbim despre evenimentele din 91, când ne-am căpătat independența, ci despre devastări, provocări, compromiterea parcursului. Asta nu au făcut oamenii, asta au făcut liderii. Pentru că ei au și-au urmărit propriul interes. Dar partea asta de unionism, ea când au născut în dumneavoastră rădăcini, când au luat amploare, când au apărut sentimentul ăsta de a vă implica în acțiuni care promovează unionismul în, Rep în Republica Moldova? Eu la de, școală, de, de la, liceu, nu? la școală erau evenimente tradiționale. Noi mereu am sărbătorit mărțișorul, este simbolul nostru național, mărțișorul, uh -huh. introdus în registru, în cartea UNESCO, dragobetele, pentru că de ce să sărbătorim alte, de ce să marcăm alte sărbători străine când le avem pe ale noastre? În primul rând, pe ale noastre, după care celelalte? Acum, în preajma zilei de 14 februarie, 24 februarie, iată, noi suntem în această dilemă. Ce sărbătorim? Eu sărbătoresc, în primul rând, dragobetele. Că dacă o să-i văd pe americani și pe ruși că sărbătoresc dragobetele, o să sărbătoresc și eu Sfântul Valentin. Dar până atunci mai vedem. Adică eu merg pe idee, haideți să facem schimb de sărbători, că avem ce să le arătăm frumos. Nu doar mm -hmm. să importăm noi toate și spunem că aia de-a haideți să... Ei au reușit să aducă sărbătorilor lor peste mări și țări. De ce? Pentru că au avut o campanie bine pusă la punct de promovare și de popularizare acestor sărbători. Nu e cumva tot ce e nostru e rău, tot ce e nostru e vechi și nu interesant. Bun. Mărțișor, Dragobete, Ion și Doina, Vatamanu, Lari, Gheorghe Gimpu, Ion și Doina, deci toate personalitățile marcante la noi erau la loc de cinste. Noi trebuia să mergem să închinăm o floare, noi trebuia să le cunoaștem opera și nouă ne făcea plăcere să facem acest lucru. Ei, s-a terminat liceul, am ajuns la universitate și brusc au dispărut toate chestiile astea. Și din inerție, organismul meu simțea nevoie, mentalul meu simțea nevoie de a, de a duce mai departe chestia asta. Și atunci, la USM, la universitate, am mm -hmm. am decis, bă, dar ce ar fi să fac eu asta? Aveam niște boxe acasă, eu așa de felul meu mai, mai rebel. De mare lucru trebuie, niște boxe și un demers la instituție. Domnule, vreau în timpul pauzelor, pe 30 octombrie, când au decedat, să pauzele să fie muzicale. Încurcă cuiva? Nu. Sunt eroi naționale ai Republicii Moldova? Sunt artiști emeriți? Da. Să o facem. Măcar atâta cinste să le acordăm pentru, pentru opera pe care ne-au ne au lăsat o drept moștenire. Și uite de aici a pornit. După care mărțișorul, campania niciun profesor fără mărțișor. După care dragobietele, Te dragobiete iubește românești? și tot așa mai departe. Toți cei ceilalți care mai erau colegii mei de facultate, care rezonau la aceste idei, au zis că ai nevoie de ajutor? Hai că te ajut eu. Pe unii vedeam că, uite, parcă s-ar implica, dar parcă așteptau imbold. și întrebam: ce faci, Miercuri? Ești liber? Vei să dai o mână de ajutor? Hai că vin. Adică erau cumva la un pas de stanță de a face ceva. Mm -hmm. De aici și-a început implicarea mea civic. Eu mi-aduc aminte, în perioada aia, cât de mult, sau cât de cât amploare unionismul era promovat, marșuri, perioada ce de glorie, i-aș putea zice, mm -hmm. evenimente peste evenimente. Din 2009, în opinia mea, Parcă lucrurile în Republica Moldova au început să iei o altă cotitură. Vectorul european, îndreptarea spre Europa, guvernări parcă pro-Europa, pro, nu știu cât de adevărat, România. În opinia dumneavoastră, dar de ce noi astăzi încă nu ne-am unit cu România? Este cât se poate de simplu. Pentru că un șir de oameni din vârful Republicii Moldova, de la vârful puterii, încearcă să ne țină captivi pe noi, opun rezistență acestui fenomen, îl discreditează cum pot ei de bine, pentru ca să aibă în continuare funcții, putere, bani și interese. Ei vor să fie deputați, ei vor să fie miniștri, ei vor să fie șefi, ei vor să aibă secretare, amante, mașini de serviciu, case de lux, ei vor să fie șefi. Și unirea este un pericol pentru ei. De asta și bagă frică în noi, că dacă o să fie unirea, o să fim de sortul doi. Deci e prostie, nu există așa ceva în Uniunea Europeană. Legile antidiscriminare sunt probabil cele mai feroce în Uniunea Europeană. Uneori poate chiar întreg măsura, din punctul nostru de vedere. Uneori par -par parcă merg prea de tot, adică o minoritate primește mai multe garanții decât însăși majoritatea în sine. Deci Uniunea Europeană nu este locul în care să fii discriminat. Că o să ne conducă străinii. De parcă acum nu ne-ar conduce străinii. Că o să... Dar și credeți că în România nu sunt probleme. Sunt, dar haideți să luăm tot prin comparație. Dacă ne uităm la situația economică, socială din România, se vede clar că se trăiește mai bine. Nimeni nu spune că e un scunere și nu există probleme. Dar mai stau și niște prim ministri și niște ministri mai stau pe la pușcărie pe acolo. Pe bune, nu așa cum au stat ai noștri. În condiții de lux, salvându văzut Şi toți banii fărăți. Păi despre el acum vorbeam, a stat în condiții de lux. El așa, Aș sta spune. și eu patru ani, în, în... noi am văzut la lui, saltea ortopedică, aer condiționat, televizor, internet, telefon, cuptor cu microunde și toți banii care i-a furat s-au întors înapoi la el. După care câștigă la cedo, se victimizează. Nu e rău așa. În România și ceva nu se întâmplă. Oamenii stau pe bune. Stau fără a fi eliberați preventiv, fără a câștiga ulterior la CEDO, fără șmecherii de genul ăsta. Erau și o glumă în România. Mai nou putem să facem o ședință a guvernului în pușcărie, că aveam cam de toți miniștri câte unul. Adică există o justiție europeană și noi vedem că atunci când pierdem Republica Moldova și nu ne putem găsi dreptatea, mergem unde? Corect, la CEDO, Curtea Europeană a Dreptului Romului. Acolo se face dreptatea. Până și, dacă până și corupții își pot face dreptatea acolo, vă dați seama cât sunt ei de principial Nu contează corupția sau nu. Dacă ți-a fost încălcat un drept, cazul lui Filat a fost, i-a fost încălcat dreptul la un proces de judecată echitabil. Adică do nu spune că el nu a furat. CEDU spune că procesul nu a avut loc corect. Nu i-au fost asigurate toate drepturile de a se apăra. Acum ar trebui să fie rejudicat cazul. Nu știu dacă el își, vrea, își dorește acest lucru, pentru că fapta CEDO nu se expunea asupra fapte, ci doar asupra drepturilor omului. Dreptul la apărare, dreptul la a fi audiați martori, dreptul la detenție în condiții umane. Drepturi, drepturi, drepturi. Noi nu avem niciun penitenciar care să poată corespunde condițiilor de Deci, practic, orice pușcăriaș, orice om condamnat la ora actuală, poate să iasă preventiv și să ceară despăgubiri pentru faptul că este deținut în condiții degradante și inumane. Dar câți iese? Iesă cei care au parale. Dar dumneavoastră sunteți de acord că în ultimii ani sau în ultimii, aș spune eu, 5, 7, 10 ani, unionismul în Republica Moldova cam și-a și pierdut din farme. În ultimii câți? 5, 7 ani. 2018 a fost punctul de cotitură, au fost așteptări foarte mari, s-au făcut foarte mari eforturi, după asta a fost un declin. 2018 a fost apogeul noi ca mișcare am reușit să... Da, noi ca mișcare am reușit să obținem maximalul posibil atunci. Noi am obținut în Parlamentul României declarația de unire. Mă dau întrebarea, dar românii vor? Păi ar trebui să fie mai atenți la evenimentele publice. În 2018, în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului României, ei au votat unanim, niciun vot împotrivă, în favoarea Unirii, Republici în favoarea unirii României cu Republica Moldova, care sună în felul următor. Dacă Republica Moldova își va manifesta voința adică vot în parlament, referendum sau alte forme democratice, uhum. România este de acord necondiționat oricând să aibă loc unirea. Primul pas s-a făcut. La noi este problema. De aici pornește problema. Pentru că în cazul în care România ar, ar fi mai activă, cum spune unii, dar las românii să facă. Asta și este capcana în cazul în care România ar întreprinde careva acțiuni în acest sens mai ferme, acest lucru ar putea fi calificat drept tendință de anexare, de ocupare. Ori dușmanii Unirii asta vor. Dușmanii României și ai unirii vor să, ne, vor să acuze România de ocupație. Dacă vroiau, cred că o făceau de mult, dar nu o vor. Asta e tot e bine, domnule Iubilețchi, dar unde sunt marșurile cele de altă dată în centrul capitale cu sau e sau kilometru, tricouri, chipiuri frumos, așa, cu panglică în piept. De orice, ce? Orice mișcare are anumite perioade de, de, mm -hmm. de creștere și de declin. Mișcarea unionistă a fost compromisă de foarte mulți lideri și continuă să fie compromisă în continuare. În special de cei care au ocupat funcții publice și care au transformat ideea unirii în beneficii personale. Eu n-am fost deputat ministru și n-am obținut bani de pe urma unirii. N-am tranzacționat acest interes. Dar iată cum, spre exemplu, chiar același filat. În 2012, când avea puterea reală să facă acest lucru, spunea că unioniștii trebuie să fie interziși. Da, eu am văzut pe Instagram la dumneavoastră. Da, am vrut să le reamintesc. Astăzi spune că unirea este soluția și el ne asigură că el o să depună tot efortul. Deci, oameni, este așa o tradiție la noi. În clipa în care mori politic, nu mai ești la guvernare, nu te mai votează lumea, devii unionist. Cam toți toți liderii politici cu o reputație deja pătată devin brusc unioniști. Și noi ne pomenim că liderii, așa zis și liderii ai unioniștilor, dar nu sunt liderii unioniștilor, ei sunt nicio formă, autointitulați. Sunt niște cadavre politici. Niște politicieni eșuați, condamnați, detestați de societate. Iar noi, cei care am luptat atunci și acolo, suntem bătuți continuu. În 2013 eu mergeam prin sate. Mai exact, noi aveam campania Declară-te română la recensământ. Pentru că în 2014 era recensământul. Și noi, cu un an înainte, am început campania ca oamenii să se declare români, să știe că au dreptul să facă acest lucru. Să declare limba română. Că vorbesc limba română. Ca în statisticile oficiale ale statului, nu în sondajă. Statistica oficială a statului. atât anul viitor o să fie recensământ. Este numărarea populației odată la 10 ani. Și aceste documente servesc drept temei pentru fondurile europene, pentru partenerii externi. Dacă vă întreb câți ruși avem în Republica Moldova, sondajele nu sunt o sursă legală. E o sursă speculativă. Referen... Pardon, recensământul este sursa. De asta noi ne-am implicat acolo. Ăștia ne spuneau că vor să ne interzică. Acum noi am făcut greu, i-am împins pe ăștia de fund mm -hmm. și acum a, ei deja constată că, aha, stai, 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 aha, este electorat, aș putea să niște voturi, hm, iată, pro-european nu mai merge, că deja știe lumea, pro-rus nu ca să mă și cu chetri, unionist, ia, a, ia, uite, nișa e goală, ia să încerc eu să-i prostesc aici pe Moldova. Ei au grijă ca noi să nu reușim. Ei au grijă de noi prin presă de propagandă, prin eforturi imense să oprească cumva. Atunci au încercat să oprească. Ei cumva merg în urma trenului. Noi trebuie să împingem mai tare decât pot ei să ne tragă înapoi. Cam asta e toată chestia. Dumneavoastră aveți așa o frază interesantă. Uh -huh. Politica nu e veșnică. Astăzi oamenii te plac, da. dar mâine deja poți nu te mai plac. Sincer vreau să ne răspundeți la următoarea întrebare, dar în opinia dumneavoastră, cum credeți? S-au săturat oamenii de Vlad Bilețchi? până astăzi? Nu știu. Sau mai au răbdare? Nu știu dacă trebuie să mă rabde. Știți că un politician trebuie să fie răbdat din clipa în care intră într-o funcție publică. Eu încă nu m-am manifestat. Eu nu am reușit să demonstrez ce pot și ce nu pot. Așteptările oamenilor trebuie să înceapă din clipa în care tu ai acces la o funcție publică. Până atunci nu ești dator nimănui nimic. Eu mă întrețin din banii mei. Ei, din clipa în care mă plătiți din taxe și impoeste, pf, e cu totul altă abordare. Gata. De atunci trebuie să înceapă pretenția. Domnul Bilețic, a trecut o zi. Ce ați făcut ziua asta? Ca și cum ați angajat la lucru. Mm -hmm. Eu sunt angajatul dumneavoastră. Și trebuie să aveți pretenții. Mai mult, mai repede, mai bine. Până atunci am fost în câteva campanii electorale, am participat la marșuri civice, ca mulți alți onegiști. Am fost și eu un egist, dar nu în sensul ăsta clasic în care deturnăm fonduri europene. Noi n-am primit fonduri europene, decât unul singur. Am reparat muzeul din satul Văsieni. Muzeul de istorie și etnografie de acolo. Cam atât. Nu cred că am reușit eu să-i să, -i, să -i satur pe, 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 moldoveni. Dar dacă s-au săturat, nu este nicio problemă. Eu fac un pas înapoi. Dacă ei cred că o să trăiască mai bine fără mine în viața politică, dacă cred ei că vina tuturor problemelor pe care le suportă sunt eu, nu am pretenția de a fi mare politician. Mereu spun, nu m-a făcut mama deputat. Eu trăiesc foarte bine, ok. Nu i sensul vieții mele să devin deputat sau să mă văd la tribună. Nu duc probleme cu orgoliu și cu faima. Dacă am nevoie, pot să-mi asigur. Am fost de atâtea ore la televizor. Dacă mergem în orice sat, mă recunosc tare mulți oameni. Eu vreau să-mi aduc aportul. Eu vreau să fac ceva. Și am făcut asta până acum. Total dezinteresat. Deci eu continui să fac același lucru de zeci de ani de zile. E ca în 2013 am început, e ca în 2023. Și nu aștept că o să... a să închis o funcție. Dacă era așa, o spun sincer. Mă duc frumos pe lângă un partid care văd că crește, că pas și platforma dau o să crească, era clar că am de la proteste. Era clar că ăștia o să fie viitoarea alternativă politică. De și eu vorbesc de atunci când erau protestele împotriva A. lui Plahotniuc. Te pui bine și pe lângă dânșii. Vii la proteste, pupi în fund și dai mesaje pozitive și te optează în partid. Că fiecare partid care vine Republica Moldova are nevoie de oameni noi. Are nevoie e ușor la voi. No? La noi mi-e greu un pic în cultură și în... Nu e adevărat. Nu, nu, nu. La noi se iubesc pupincuriștii. La noi asta e o profesie națională. Noi descurajăm exprimarea sinceră a opiniilor. Uitați-vă ce se întâmplă acum. Oamenii își fac idoli. Idol. Noi, avem, noi nu avem partid de echipă. Noi avem idolu și partidul. Maia și partidul. Plahotniuc și partidul. Așelul și partidul. Adică noi nu avem echipie. Noi nu avem profesioniști, oameni de valoare. Tătuca, liderul. Noi încă mai avem un, un fel de ecou comunist în cap. Dar și ni stă în spate. Neapărat trebuie să stai un om în spate. Domnule Bilețchi, eu tare mult sper după acest podcast iarăși din nou să nu fiu nevoit să caut vinovat și îmi spargă. Dar să spargă contul, -mi <coughs> cont că eu am fac altul. Pe mine e foarte greu să mă descurajez. <coughs> Astăzi burgerii nu mai sunt un produs de tip fast food și preparat destul de respectat întâlnit în toate meniurile. TikTok Burger este destinație ideală atunci când ai nevoie de o gustare fierbinte sau o ieșire cu amigii. E un loc relaxant, tineresc și foarte cald. Burgerii sunt atul cel mai mare. Folosind carnea perfectă, ei devin savoroși și originali. Burgerul gătit după rețeta sa nu este doar savoros, dar și sănătos. TikTok Burger face livrare direct la ușa ta pe temperatura caldă și aromă. Aici se garantează calitate, rapiditate și atmosferă superbă. Dar ce mai face George Simion? Ce face? Muncește. Face treabă bună, reușește să ia un scor foarte bun în România. În sfârșit are ocazia să se manifeste. Iată, de acum pot să înceapă pretențiile. Deja este deputat. Deja oamenii pot, nu doar că pot, dar trebuie să aibă așteptări și cerințe față de el. Doar că este încă în opoziție. Adică el, deocamdată, face uz doar de instrumentele parlamentare de opoziție. Acestea sunt inițiativa legislativă, tribuna pentru discursuri, sesizări la Curtea Constituțională și interpelările. Adică întrebările oficiale pentru ministerii în care îi sunt să de răspunsuri. Nu aveți idee cât de importantă chestia asta. Eu am statistici oficiale care vorbesc despre, despre dezmățul statului. Ei nu pot să ne dea alte răspunsuri, pentru că asta e penal. E fals în acte publice. Ei ne spun că mergem spre bine. Eu vă arăt hârtii care demonstrează că nu. Exodul de populații. Te Depuneți o cerere către IGPF, Inspectoratul General de Poliție de Frontieră. Mm. Câți oameni intră și ies anual din Republica Moldova? Și faceți diferența. Și cereți informația pe ultimei 10 ani. Cifra, diferența, este exodul, plecarea moldovenilor de aici. La e grav. Dacă e să vorbim despre plecare, domnul George Simeon a rugat frumos și insistent ca dumneavoastră să vă depuneți demisia de din Partidul laur. Nu, George a fost cumva luat prin surprindere de demisia mea. Eu mi-am depus demisia pe neașteptat. De ce? Ce n-a mers? A fost un concurs de. Da, chiar erați bravă! A fost un concurs de împrejurări, de circunstanțe, care m-au determinat să mă consider incompatibil cu ce aici se întâmplă. Eu. Am niște principii și valori la care țin. Mm -hmm. Și pentru o funcție de președinte de partid sau de altceva să-mi calc mie pe, pe principii, nu vreau. Dar cine astăzi este președinte la Auron Moldova? Boris Volosate. Ex-directorul Gărgăsach. Da. Gergăsaki. Deci da. Eu, da, da. eu știam de... Da. Nu este și deputat acum. Da, dar nu mai este director. Ex-director A, și deputat în Parlamentul României. Da, da. Eu nu am putut fi deputat pentru că nu aveam uh, buletin românesc. Uh -huh. Și atunci am cedat locul meu în favoarea dumnealui. Dumneavoastră. dumneavoastră considerați că este o greșeală? Eu nu aveam încotro, dacă vorbim despre funcția de deputat. Uh -huh. Eu am depus uh, candidatura mea la insistența lui George Simion. Eu îi spuneam lui George din start că nu are rost să candidezi pentru că din Republica Moldova vin cam puține voturi. Iar logica politică este să aduci cât mai multe voturi. El a spus că are încredere și să depun, că nu știm de mult timp și chiar dacă ne mai certăm, eu niciodată nu o să nu faci față unui, unui bărbat, unui om de echipă să-și murdărească foștii colegi. Trebuie să ai o demnitate când pleci. Am depus într-un final candidatura la BEC, Biroul Electoral Central al României, dar am fost respins din motiv că nu aveam domiciliu. Asta este, de fapt, ilegal, pentru că dreptul de a alege și de a fi ales nu depinde dacă ai sau nu domiciliu. Eu pot să fiu boschetar, eu pot să fiu șomer, noi nu avem votul cenzitar, adică bazat pe avere, pe domiciliu și așa mai departe. Dar mi-au spus juriștii de la partid, o să câștigăm după în instanță. Doar că alegerile deja vor fi trecute și nimeni nu-ți dă înapoi mandatul. Și atunci trebuia urgent, de urgență, noaptea aceea, era ultima zi, să găsim un locuitor. Cel mai apropiat om de mine la acea oră, cel mai uh, înstrâns relație, era domnul director al liceului, Boris Volosate. Și am cedat în favoarea dumnealui funcția. Fără și ar... Nu și nu vă pare rău, nu? Eu nu sunt un om care trăiește cu regret. Cred că se putea face mai mult. Nu, e o decizie asumată, mi-am asumat-o. Când îți asumi ceva, trebuie să trăiești cu asta. Dacă îmi blăm, mă n nu are niciun rost. Omul omu bun, este un om valoros, face foarte multe interpelări din funcția pe care o are. Acum, relația personală pe care o are cu mine este sub nivelul așteptărilor mele. Da. E cum e să fie un text director și un ex elev? A? Să nu se înțeleagă, nu? Dragostea asta. Da, Dar de ce nu ne înțelegem? Ne înțelegem? Eu, orice s-ar întâmpla, eu port respect. O să dau bună ziua, o să ne comportăm decent, pentru că noi și am mușis pe cineva, am făcut vreun rău cuiva. Da, anumite uh, chestiuni pe care le-am le stabilit noi nu s-au întâmplat cum le-am stabilit. Se întâmplă în viața așa ceva, nu? A noi în studio uh, a fost invitat încă un om foarte bun, la suflet, la inimă, și nu și un adevărat profesionist, Dorin Chirtoac. Uh -huh. Eu, totuși, am făcut podcast cu dânsul, și am montat și l-am privit de nu știu de câte ori. Uh -huh. Eu, totuși, n-am înțeles când și dacă domnul Dorin Chirtoac o să revină la funcția de președinte a Partidului Liberal. Adică, cel puțin, eu cred că nici el nu știe, din cauza dosarilor, cel puțin așa eu am înțeles. El, de când eu îl cunosc, la fel optează pentru unirii. Și mereu optat pentru unirii. Și ideea uh, unirii celor două maluri, Da? De, uh -huh. de prut. Dumneavoastră, parcă tot. Și cu câțiva ani în urmă, și ca dumneavoastră, și ca domnul Dorin chiar că încă doi trei oameni, la fel optau pentru unirii. Am mulți optau. Și asuma rolul de lider. Ați făcut uh -huh. un bloc. El nu funcționat nu știu de ce. Ce nu a funcționat? A funcționat foarte bine. Până unde au ajuns? Am ajuns până la faptul că în alegere am participat aproape toți uniți. Cu părere de rău, n-am reușit să-l convingem pe domnul Octavian Țăcu. Acum, mulți s-ar aștepta ca eu să vorbesc curât despre domnul Țăcu. <fie> pentru că nu a dat curs invitației noastre și din cauza asta am mers separat, el cu punul, noi cu aurul, cu lista națională în care au fost și pe LEU și alte partide, și USB-ul lui Valeriu Munteanu și pe, pe ul lui... Bă, leu, cât sunteți voi? Ei tare mulți mai suntem. Uitați-vă la pro-europeni. Nu știu de ce nimeni nu vorbește despre faptul că avem vreo 10 parte de pro-europene. Da, mă, întotdeauna lumea parte grija a Uniunii Tu, domnul Țicu, atât de... Eu am văzut ping -pong ul acela în campania electorală cu domnul Dorin cu șuturi în fund, eu n-am mai înțeles să o ales. Urâtă de... Da, de ce, domnilor, Doar aveți același, aceeași viziune, de ce... Nu știu, atântic, nu pot să explic știu. acest lucru, eu, eu pot să spun despre efortul pe care l-am depus eu. Eu i-am lansat câteva invitații domnului Țicu și din partea noastră, în timpul campaniei, am spus că dacă dumnealui acceptă să facem front comun, sunt, sunt de acord să-i dau primele locuri pe listă. Mă duc eu după dânsul, mă duc ultimul. Doar să fim toți împreună. Asta a fost oferta noastră electorală. Aici nu ne facem iluzii, că nu se nimeni pentru idei când vine vorba de orgolii. Se lumea pentru a cât ești pe listă și rămâi departe. Pentru mine asta nu conta. Mai ales că orice om care cât de cât eșcolit politic știe că ori primul, ori a cincilea nu contează. În Parlament, ori între toți cinci, primii, ori nici unul. E o chestiune de orgoliu. Acum, dacă mă întrebați pe mine, domnul Țăcu este un om foarte valoros. Este un bun român, un bun patriot, un bun istoric. Nu ne dă de rușine pe noi ca unii. Și un boxer. Și boxer foarte bun. Doar că are o singură problemă din punctul meu de vedere, orgoliu. S-a văzut clar că are o atitudine în care eu, 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 eu. Un lider trebuie să aibă asta. Un lider dacă pornește la drum cu ideea că da, eu nu pot, da, eu nu, nu știu ce, el trebuie să aibă un ambâț, liderul. El trebuie să-și asume. Ca oamenii să-l urmeze, trebuie să-i dai dovadă de un, anumit, de un anumit, cum să zic eu, temperament, caracter, mm -hmm. ca lumea să te urmeze. În momentul în care tu nu ești sigur pe tine și nu știi ce faci, nu te urmează nimeni. Doar că, probabil, îl -are, are în exces. Dar nu o să fac deliciul altora. Acum să mă apuc eu să-l vorbesc de rău, să zic, au grijă, alții să ne vorbească de rău. Domnul Până domnul Mihai Ghimpu nu s-a gândit cumva în Partidul Liberal să-i oferi locul de președinte, cu domnul Chirtoac s-a format ceva de genul ăsta. Nu a format. Da. Eu în 2019 am păi da, da, candidat da, lista Nu l l lor. dar în viitor, mă refer. Eu apropiat. rămân deschis întotdeauna. Toți, absolut toți oamenii care pledează sincer pentru unire, sincer înseamnă de mult timp, fără compromisuri, fără episoade în care apare brusc când trebuie, își dispare că nu-i mai trebuie, sunt dispus să muncesc cot la cot, indiferent ce vorbește lumea despre dâns și nu mă interesează. Istoria o scriu în Și lumea întotdeauna va vorbi. Dacă ești boschetar și nu faci nimic, o să te compătimească. Dacă reușești ceva în viață, de unde ai telefon, de unde ai mașină, de unde ai casă, hoț, bandit și așa mai departe. Deci pe mine asta chiar nu mă interesează. Știți vorba e la Moldoveni? Poate cu Dorin Chiatoacă, că e pe pâtcă, nipâtcă? Cum să zice? Nu știu, Dorin Chirtoac este un om valoros și eu n-am, înțeles niciodată uh, problema lui Dorin Chirtoacă cu Octavian Țâcu și a lui Octavian Țâcu cu Dorin Chirtoacă. Uh, Octavian Țâcu motiva întotdeauna că nu se unește cu Dorin Chirtoacă pentru că îi pelea și ca cadavru politic și pentru că pelea ar fi compromis uh, mișcarea unionist. Așa mm -hmm. a invocat dumnealui. Păi eu nu sunt de ieri în politică și urmăresc că de chestia asta și vreau să reamintesc că domnul Țâcu a fost ministru a tineretului și sportului din partea pelea. Și a fost președinte al partidului PUN fondat de Anatol Șalaru și Ana Guțu, care au fost la fel membri pe ele. Deci nu există o logică a consecvenței în această chestiune. Cred că ar fi mult mai bine dacă ne-am dat cu toții mâna. În același timp vreau să vă spun că principala problemă nici nu este în unificarea liderilor, ci în unioniști în sine, în oameni. Pentru că ei dau tonul. Un lider fără la urmăritori, nu contează. Eu pot să țip dimineața până seara, că e ca lider și am partid. Dacă nu mă urmează nimeni, halal. Oamenii sunt cei care trebuie să dea tonul. Oamenii de sunt pe cei pe care trebuie să pună presiune. Oi, nu te unești, nu te votezi. Punct. Ecuația e simplă. Te bă, te să faci piruete. Te votezi doar dacă te unești. Dar la noi, electoratul unionist există foarte mult. Noi am putea să trecem, hai să spunem, minim trei partide pot să treacă pragul. Pragul Că avem 15% unioniști, e clar, doar pe leu avea 13 mandate. Deci e clar, da, noi am crescut mult peste cât au avut pe leu atunci, pentru că a crescut mult și masa de oameni care susține unirea. Problema este alta. Că ceilalți, de pe dreapta, pro-europeni, sunt mult mai șmecheri și mai vicleni. Hai că uniunea renas și dar și mâine. Hai că azi avem probleme mai importante. Ne iau, ne, ei pe noi cumpără cu ce își se întâmplă azi. Dar ce ei se întâmplă azi nu rezolvă problema de mâine. Eu în campanie spuneam că principala amenințare a Republicii Moldova este pericolul invaziei ruse. Știți ce îmi spuneau ei mie? Hai lăsați-ne, domnul Bileschi, cu poveștile astea, cu spiriturile astea, cu armata rusă, rusă. Cu tancurile Da, poveștea cu tancurile rusă. Și ține cum să își băteau joc chiar și de ghimpuri și de chetoacă. Iar ăștia cu tancurile, cu mâna Moscovii. Eh? Acum unii sunt comentatorii ăștia. Au dispărut, au băgat capul și am uit isprimii care rupă mai eu. Suntem antiruși, stop război. Tu vă, mama voastră, eu. O prostit moldovenii până acum și acum o fac pe mari patrioți. Dar noi de când am spus că asta e problema? Deci, corupția, chestiile astea minore sunt nesemnificative comparativ cu riscul dispariției noastre ca stat și ca popor. Asta e principala problemă. Ca și o casă. Da, sunt probleme, trebuie să repari un robinet, să aduci niște mobilă, dar în primul rând pui ușul la casă. Noi suntem cu ușa deschisă. Pot intra când vor. Ei deja să aici. La prim etaj, frumușel în Transnistria, au o armat un depozit. Dacă vor mâine, cine garantează că mâine nu înaintează soldații ruși din Transnistria? Nimeni. Ne rugăm la bunul Dumnezeu și credem noi că ei da, nu ți mai întâmplă Cu gândul că ei da, dormim în fiecare seară. <laughs> dar, dar, noi avem, trebuie să avem garanții. Noi avem șef de stat care este garantul, nu speranța, dar garantul. Care e garanția că mâine nu înaintează rușii peste noi? Care e garanția că Putin nu apasă butonul și nu lansează o rachetă în centrul Chișinăului? Da, eu am văzut tot ce se întâmplă. Astăzi am privit conferința de presă sau briefingul doamnei președinte. Acum nu. abia, după un an de la război, mai întâi au dus politica, suntem neutri, noi nu condamnăm nimic, acum pff, Rusia Astăzi a stat terorist, Rusia ne atacă. Sunt... Păi, fraților, la început de război, <laughs> protestam în fața ambasadei Federației Ruse și mi îmi a prăjit susținătoria pasului că eu aduc război în Republica Moldova, că eu îi provoc pe ruși. Acum s-au schimbat rolurile. Eu sunt mai cumpătat și ei sunt foarte foarte patrioți. Și logica este în felul următor. Puterea trebuie să fie cumpătată la vorbe, pentru că declarațiile puterii pot servi drept pretext și motiv de a fi atacați, dar populația trebuie lăsată liber. Să spună poporul și crede. Și atunci o ecuație foarte convenabilă. Dacă ceva se întâmplă sau cineva e nemulțumit, bă, asta oamenii așa gândesc. Dar noi nu. Poziția oficială e că noi nu vrem conflict cu nimeni. Adică leș oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, dar la nivel oficial nu arunci asemenea declarații. Noi suntem negru sub unghi în fața Federației Rus. E un, e un colos militar. Sunt două mari puteri la ora actuală. Statele ale Americii și Rusia. Noi e suntem prinși la India, nu rău, Da, au, dar rău. Geopoliti... pe noi geopoliticii nu ne prea influențează. Eu mă refer mm. la harta noastră da, geopolitică. Da. Ne mai spunea unii că geopolitica nu contează, suntem sătui geopolitic. <coughs> Aici totul e geopolitic. Absolut fiecare centimetru pătrat. Eu voiam altfel să eu iau pe scenariu, dar dacă tot am pomenit despre politica din țară, ca noi să un pic să ne relaxăm la următoarea întrebare... Eu mi-aduc aminte acea știre care eu acum am să refac cumva și am mai revizuit-o, dacă nu mă greșesc acum două zile în urmă și pot să vă întreb așa direct cum este. Dar cum e să fiți omul lui Platon? Hmm. Haios, amuzant. Știți de ce? Pentru că în aceeași campanie electorală, când am început să contez, pentru că eu am candidat mai întâi pe lista unui partid, după care deja eu conduceam un partid. Se vedea clar că eu o să merg mai departe în sus și nu o să mă lăs. În aceeași campanie electorală, mai întâi am să spun pe nume TV8, Mariana Rață și toată presa afiliată pasului, ei înțelegeau că doar noi putem să luăm voturi. Dodon nu putea să rupă voturi de la pas. Doar unii puteau să-și ia electoratul care le aparține. Spuneau că mă tin că eu n-am fost la proteste și mă tin că pe timpul lui Plahotniu, că tare am fost eu activ și tare eram eu susținut. Deși eu am fost judecat în timpul lui Plahotniuc, deși noi am fost de nenumărate ori arestați, liderul nostru, George, a primit interdicție la comanda lui Plahotniuc Dodon. autocarele noastre au fost reținute și au spus că bombi, explozibile, desigur că n-a fost nimic, dar trebuiau să ne strășim și așa. Și când am fost în platou, i-am arătat, doamnă, iată fotografiile cu mine de la protest. Mm -hmm. Și o întreb, v-am convins că am fost la protest? Nu m-ați convins. Păi dacă, dacă eu îți arăt imaginea și tu spui că nu, e clar că ai un interes. Adică doamna avea sarcină clară, să ne toașe. O văzut că nu merge cu Plahotniuc, hai să o dăm cu Platon. Culmea situației, noi, cei care mereu l-am criticat pe Platon mm. și ei care făceau copchii acolo cu dânsul și-l chemau pe la emisiuni ca să-l victimizeze, eu nu știu ce interes ar avea moldovenii să privească interviul cu pușcăriaș. Noi nu avem copii care învață pe 10 pe linii la bacalaureat. Noi nu avem tineri care lucrează la NASA de succes. O mers televiziunea să iei interviul la oamenii Nu, Dar sunteți rău eu spun lucrurilor pe nume, de-a de, de dreptul, cum este, cât se poate atâta să menajăm toate chestiunile astea. Adică, eu stau și mă întreb, ce, ce educă o presă care merge în pușcărie la oameni condamnați? Ca să se victimizeze, să plângă că victimul lui Plahotniuc? Da, Plahotniuc e trăsnit, dar pe, pe, dreptate. Plahotniuc s-a folosit de ocazie. Plahotniuc din toți hoții, eu trăsnit pe cei care -l, care îl incomodau pe dâns. Vedeți nu fiți și omul plahotniuc deja după potența. păi am fost deja, dar ideea ce da. constă. Hoți au fost mai mulți, dar plahotniuc eu trăsnit numai pe cei care îl încurcau pe dâns. Dar faptul că plahotniuc eu trăsnit nu înseamnă că ei nu hoți. Dar ei au vrut cumva să se victimizeze că dacă ne să nu pocni plahotniuc, înseamnă că nu suntem hoți. Că el e hoț, dar noi nu. Filozofia asta bolnavă, că poate a crede mătușa grăchina de la țară, care vede numai două, trei canare în cruce, pe care le finanțează tot ei. Deci eu, eu, schemă bine pusă la punct. Eu cred că foarte mulți moldoveni s-au prins. După care au venit pe cu șor. Acum, cu omorulșurilor, sunt imun la chestia asta și chiar îmi face plăcere. În momentul în care o televiziune, sau mai multe, finanțată masiv, cu fonduri, cu de toate, îmi dedică mii ore în șir de denigrare, înseamnă că sunt bani. Un minut de publicitate la o televiziune costă mulți bani. Mm. Înseamnă Recur. că am reușit să zgudurile cu țâcă cuibul de viespe. Și o să continui să fac asta. Se vorbește doar despre cei care contează. Eu am văzut acum, e asta nu o să mint precis, aseară o postare <coughs> pe pagina dumneavoastră de Facebook, probabil <coughs> oficială. Așa o postare. Rusia, pământ românesc. Mhm. <coughs> Ia explicați-ne, vă rog. <coughs> Vedeți, eu eram sigur că o să vă atragă asta, nu, asta pentru mine ați făcut-o, pentru podcast. Pentru toți. Din păcate, oamenii nu mai reacționează la, la mesajele obișnuite. Au nevoie de o leacă de chipăruș. Să fie ceva controversat, să nu fie clar. Ca și la presă. Sânge, sex, scandal. Regula celor 3 S. Deci, logica acestui mesaj, Rusia, Pământ Românesc, este următoarea. Rușii susțin ce aici spune Putin. Putin spune că dacă, dacă există cetățeni ruși undeva, Înseamnă că ei pot să ducă acolo să facă război, să-și iei înapoi oamenii tot cu pământurile celui stat. Deci dacă sunt ruși în Ucraina, ocupăm Ucraina. Dacă sunt ruși în Moldova, înseamnă că putem lua Moldova. Cam asta e logica. Mm. Sub pretextul că ei își apără cetățenii, pot invada alte state. Acum, e vă prost, cum se spune, atenție, întrebare. Moldovenii sau românii basarabeni au fost deportați în Siberia. Mm, da. da. Noi acolo am populat pădurile siberiene. Da, nu da. înseamnă că avem dreptul să pretendem la cele pământuri. După e ești logică bolnavă. Și mie îmi face, mă amuză cu cât hal, cu cât îți spume la gură, sar la mine sănătorii lui Putin. Eu nu fac nimic altceva decât să-i prezint exact mesajul lui Putin, doar pe partea opusă. Și le demonstrez că au duble standarde. Păi, logic, eu le demonstrez că logica lor nu este corectă. Printr-un exemplu opus. Cum ar fi să spunem noi așa ceva? A, nu-i bine. Păi înseamnă că nici mesajul vostru. Acum e clar de ce noi reacționăm negativ când Putin spune că dacă sunt ruși, înseamnă că Rusca e zimlea. Ispacon, Vicon și nu știu ce acolo. Ce nu-ți duc și ei Alaska în americani? Dacă luptă tot rușii cu americanii și nu luptă ei pe partea, partea, lor de glob. Cumva luptă pe partea asta altă. Ne împart pe noi în sfere de influență. Deci există o logică în ceea ce vă spun eu. Toată lumea spune că asta e războiul marilor puteri. Așa și este. Lupta americanii cu rușii. Da. Dar întrebarea principală la care trebuie să ne răspundem toți, de ce nu luptă ei între Alaska și Kamchatka pe partea lor? Unde ei sunt vecini, dar luptă pe partea Uniunii europene. Pentru că statele mici noi să fim împărțiți în zone de interes și de influență. Când cu unul, când cu altul. Un fel de colonii. Asta suntem noi. Un fel de neocolonie din care se stoarce seva și se dă când la unul, când la altul, până în clipa în care noi nu no să ne luăm soarta în mâini și noi o să facem ce ce vrem noi. Că la noi unii spun că, e, dar trebuie să accepte, nu știu, și -ne, să ne dă voi americanii, să ne dă ei voie voi rușii, nu, trebuie să ne dea voi nimeni. Noi trebuie să ne comportăm ca stăpâni pe propria noastră viață. Nu să ne cerem voie, să ne cerem voie, să ne dă ei voie, dar și o să spună rușii, și o să spună americanii, treaba lor și o spună. Ei pentru și trebuie să decidă. Noi pentru noi. Vor să ne ajute. Poftiți. Noi suntem deschiși, vă iubim. Dar dacă vă impuneți regulile voastre, la revedere. Dacă e ai ușa, sunteți liberi. Noi acum dacă tare cumva nu o să ne fie somn, să vorbim și despre guvernarea care au căzut și ulterior, în zilele următoare formăm alt guvern, dar noi să nu uităm că anul ăsta este anul electoral. Da, legele legele locale. local. Domnule Iubilescu, noi ai, anul ăsta sau la acest scrutin electoral îi dăm voie lui domnul Ion Ceban să-și finiseze proiectul încă patru ani de zile la funcția de primar general? Întrebarea hmm. Întrebarea dacă o să ajungem noi să decidem acest lucru. Există un scenariu destul de urât pe care e posibil să-l pună în aplicare actuala guvernare PAS. Noi observăm deja că ei fac mai multe scenarii în acest sens. Ceban nu este prietenul meu și este Adic, oponentul meu. Să spuneți cu asta? Ion Ceban vine din rândul oponenților noștri ideologici. Vine din rândul socialiștilor. Mm. Și cum n-ar fi, tot mai aproape de și este decât din de noi. Oricât de mult n-ar spune că este pro-european. Însă, după regula lui Ion Creangă, știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, prin curaj. E exact așa și Ion Ceban pare super bun pe fundalul a ce se întâmplă în Republica Moldova. Că dacă era o guvernare super bună și puternică cu vremuri bune, vă asigur că nu era să fim la fel de entuziasmați de drumuri, trotuare și parcuri pe care le face Ion Ceban. Dar pe fundalul unui dezastru social-economic din Republica Moldova, Ion Ceban pare perfect. Și Ion Ceban are toate șansele să câștige primăria municipiului Chișinău. Spun asta nu pentru că eu aș vrea, eu spun din observațiile mele, din spiritul meu. Dar ce meu ar analic? trebui să facă pasul ca, ca guvernare, ca parlament? Să nu facă presunții. nimic. Pur și simplu dispară. Adică. să dispară. Să nu-l atingă deloc, pentru că fiecare atac al lor împotriva lui, <laughs> el cresc și mai tare pe Ceban. Andrei Spânu, ministrul infrastructurii, după ce a negociat super mega Ex. contractul cu rușii, s-a apucat să-i elecții lui Ceban. Un om care a adus dezastru în Republica Moldova, îi dă lecții alte și ar trebui să facă. Ui, cată de treaba. Ne spunea el nou că din cauza războiului prețul la gaz e mare. Frate, tu în noiembrie negociat contractul și peste vreo trei luni în februarie a început războiul. Cât de proști ne crează. să credem așa niște prostii. Condițiile contractuale de stabilire a prețului sunt prevăzute în contract acolo, condițiile. Formula de calcul. S-a semnat în noiembrie. În războiul din Ucraina începe pe 24 februarie. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, patru luni zile. El crede că noi uităm de la mână până la gură. Adică el, de fapt, crede moldovenii de proști. Și în loc să-și caute de treabă în ministerul lui, să ca de ce bani. Ce bani a transformat această luptă în avantaj personal. Merge mai departe. Alaiba și toți ceilalți. Cu fiecare, alaiba deputat. Gândiți-vă, deputatul se oprește în locul drumului, se filmează o gură de canalizare din care ia să apă. Și râde. A -a -a. E că asta e nivelul unui deputat aflat la guvernare. Pentru mine asta este rușinos. Cu un deputat, în loc să-și caute de treabă, filmează, cum zicem noi, lucruri de canalizare. Guri de canalizare. Serios? Asta e nivelul Eu unui am deputat. văzut postarea asta e, Cu atâta bucurie, au căzut un copac și peste un copil. Ha, ia. Bă, în loc să punem toți mână de la mână, să întreprindem niște acțiuni și ce bani, ce bani au uscat copașii? Pe mine nu mă interesează ce ban sau asta. Sunt nu și ei copași uscați. Care rezolvă primul problemă, pe l votez. Dar ei nu știu cine îți dă ei vina. Nu mă interesează vina cu este. Mie mă interesează problema să fie rezolvat. Asta e ca și cum am o gaură în mijlocul drumului și arată cu dești. Băi, nu mă interesează și voastre. Și ne faci și gaura. Și ne rezolvă problema. Asta e cei ce aici n-au înțeles. Dar ce bani nu înțeles? și, -și atișor, așa ușor, așa ușor, un drum ușor, un trotuar, un nu știu ce. Și pe fundalul așa aici în Republica Moldova, el câștigă. Oamenii fiind de populism, că noi venim vremuri bune, punem coțele la pușcărie, pe mă. pac, plahotniu că a chitat în dosarul cu dublă identitate. Știți că avea el două mm -hmm. identități. Mm -hmm. Da, Dar mira chitat, a, chitat, era. a chitat, celălalt a chitat, celălalt a chitat, a Care justiție? Dar nu, că nu o controlăm noi. Dar și noi o controlăm. Dar și ne l-a scos pe Stoianoglu. Dar și ne l-a pus pe el așa, pe celălalt. Pe robu și acum pe Munteanu. Procuror. Cine a făcut toată chestia asta în, în, CS, în CSM? Pardon, în CSP. Consiliul uh -huh. al Procurorilor. Că e CSG, CSM, CSP, toate literele alfabetului este. Toate le avem, dar nu avem justiție. Și atunci ce ban, eu cred că va câștiga alegerile. Asta este opinia mea personală. Nu-i dorința mea, dar opinia mea. Dacă eu nu mă greșesc, Vlad, dumneavoastră sunteți primul, să zicem așa, băiat politic care ați anticipat corect demisia guvernului acum un an și ceva în urmă. Spuneați că anul ăsta guvernul o să la început de an. Dacă eu nu greșesc. Da. Iată că nu mai avem guvernul Gavriliță. Dacă este Baba -ba 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 Vanga, eu o să știu Vanga. <laughs> uh, noi putem să spunem că, iată, de săptămâna viitoare, pentru că săptămâna asta e clar, pe buni în Republica Moldova se vor începe vremuri bune? Nu, categoric. Vremuri bune nu se pot începe în Republica Moldova. Aproape că oricine ar fi la guvernare. Pot să fie o lecuțăcă mai bună decât sunt acum. Dar bune nu vor fi. Noi toți asta înțelegem. În sinea noastră noi toți asta înțelegem. Dar suntem în faza de negare. Întotdeauna când se întâmplă ceva, noi trecem în prima fază. E doar trezare, Susținem până la cerul și înapoi. După care vine faza de negare. Adică negăm orice fel de atac asupra idolilor. După care faza de pusul bar, bărbi în mână, și, da, și putem să fac, dar pe cine trebuie să aleg? Moldovenii sunt tare interesanți, așa, tare interesant popor. Pe de o parte spun că spre multe partide, de altă parte spun, dar pe cine să aleg? Păi, ori spre multe, dar poate ori n-ai cine... ce. să aleg? Ei, da, -și, ei vor, doamne, ei vor să coboare Dumnezeu din cerul și să-L voteze pe dâns. Și chiar dacă-L Dumnezeu, tot așa-i caută. atâtea chestii deja s-au promis și s-au promis cu oamenii deja poate nu mai au încredere sau nu mai văd deja o au au obosit de aceste promisiuni, știi? Problema moldovenilor este faptul că ei nu au un spirit civic permanent. Noi credem că dacă venim o dată la patru ani la vot, gata, ne-am făcut datoria, mai departe să facă ei. Nu. Orice popor trebuie să monitorizeze actul guvernării în fiecare zi. Să pună presiune, pentru că un popor <coughs> activ, civic, cu vă fără francezi, dacă lor nu le place ceva, ies în stradă, a da, doua zi, 100%. fără să fie un lider, scenă, anunțuri, îi reclamă la televizor, afișuri lichite pe stâlpi. Din conștiința lor... Ei ies mâine de dimineață, care ies la 8, care la 9, care și sunt se întâlnesc acolo toți și își reprezintă interesul. La noi trebuie să-i aduci autocar, să-i mai pui și o plășință că și un paharel de vin. Dacă i frică ca afară, să-i pui și un cort cu un pahar de ceai cald. Trebuie să fie neapărat un lider care să-și asume. Trebuie neapărat să existe o scenă de pe care să vorbești. Adică deci, la noi este stare pretențioasă. Parcă vii la nuntă, nu la protest. Parcă vii la sărbătoare. Dumneavoastră ați vorbit de, de proteste. Eu, sincer, am privit un video acum, mai ține minte, cât timp în urmă. Știți că eu și cadrul omul ăsta în politică. să ieșit cu o de gen și cu un pahar în hmm. centrul capitalii. Și servează-mi în cinstea cui, când n-am mai înțeles acolo? Doar să revin puțin la Recean. Demisia guvernului era previzibilă, era mm. foarte clar că felat îl împingi pe Recean. Acest lucru pentru mine a fost clar atunci când Recean a fost numit consilier prezidențial al Sandu, pentru că el nu putea nici de cum să treacă pe bune filtrele sandu, de meritocrație și integritate, fiind un om corupt s-au publicat în spațiu public, interceptarea audio în care vorbește și dă de indicații de da. Deci, dacă s-au trecut filtrele cu așa un, așa un preț, deci, hai să spun mai Maia Sandu și-a asumat un prejudiciu de imagine, o pată de imagine, luându-l pe dânsul. Pare întrebarea, pentru ce? pentru că nu consideră de securitate, pentru că de pe atunci am ori pregăteau lucrurile. Doar că nu în, nu în anul și el, pentru că s-au mai ținut oameni, au mai făcut aranjamente, nu acum în toamnă, în noiembrie, când trebuia să aibă loc, ci în primăvară, ca tot ce rău să plece odată cu gavrăliță. Facturile mari la gaz să rămână cumva pe contul, pe sufletul lui Găvriliță. Acum nu, nu spunem din cauza lui Recean. cauza lui dar e nu e gata. Recean începe de pe foaie albă de hârtie. Acum cu vinul. Atunci când presa te boicotează, orice aș face, eu sau alții, nu o să dea știri despre noi, doar dacă nu le este convenabil lor. Noi nu avem surse de informare în masă. Noi avem surse care dau și le trebuie lor. Ei convine și am făcut eu, o să dai, nu-i convine, nu o să dai pe post. Cum să ieși în evidență? Decât să faci ceva incendiar. Ei un sticl de vin, patru pahare, niște oameni și bei vin la protest. Da? Și presa dornică, așa, muș, să-l compromitem, scandal. Doar că eu mizez pe oamenii cu că mai mult intelect. Noi n-am servit vin, ulterior am fost la poliție și am depus, am fost, ni s-au prelevat probele biologice ca să demonstrăm că nu suntem în stare de ebritate, ca să anticipând din start tot gunoiul ăsta informațional, ca să fim... Ok, a fost o chestiune de imagine. pentru țară, nu pentru noi. Pentru că atunci când a fost reținut Dodon, noi toți am văzut punga de la Plahotniuc. Acum cred că hai să spunem așa, uman, noi înțelegem că acolo nu erau bomboane de bucurie sau ridichi. Juridic e destul de complicat să demonstrăm ce era în interior. Chicheță juridice. Dar, de fapt, era tare clar cum stau lucrurile. Acum, în fața Parlamentului erau doar oameni care strigau libertatea lui Dodon. Nu exista o parte adversă care spună, în sfârșit, deși o asemenea opinie publică există. Există foarte mulți oameni care nu-l suferă pe Dodon. Tocmai de asta el și-a pierdut alegerile prezidențiale. Dacă nu era așa, avea să le câștigi. Tocmai de asta și au câștigat pas guvernarea, pentru că a fost lupta pas contra lui Dodon. Respectiv, noi am vrut să reprezentăm cumva partea adversă, servind la mulți ani cu executare. Dacă alții nu unde au fost ceilalți? Adică restul stau acasă, în tufare, ieșim noi o mână de oameni în fața unui, unui ocean. Cine vreo două flești mai mari, că mai eu. Nu, 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 nu. Acolo a fost destul de... Eu vreau să, să înțelegeți e. că să ieși împotriva oponentului tău ideologic este riscant și până și fizic. Poți, te bat, poți să te bată, poți să-ți vări un cuțit în tine. Și știi ce se întâmplă la protestul ăsta. Cineva garantează siguranța mea și ne. poliția? Nu. Poliția nu poate să stăi în continuu lângă tine. De acord. Respectiv, este un risc pe care ți-l asumi. Dar poți să nu se întâmple la protest. <coughs> te găsești după aceea la colț de casă și dă cu ceva în cap și unii nu se vede și nu se filmează și duce, și, și nu e responsabil. Și rămâi invalid într-un într, într, într în cărucior cu rotile. O să sună cineva apreciind că tu te Nu, moldovenii au numai pretenții. De asta asumați-vă voi să faceți, după care mai vorbim. Asumați riscul. Să-ți pierzi locul de muncă, să stai gâtul undeva sau, sau prin locuri într-o necoasă. Să, asta. Eu mi-asum, eu nu mă tem, eu trăiesc cu asta. Asta am de pățat, spățesc. pățesc. De câte pot să mor? Odată în viața asta pot să mor, nu? Iată, noi vorbim despre guvernare, vorbim despre mm -hmm. vin, despre proteste, vorbim. Vedeți cât de inventiv trebuie să fim exact. ca să putem răzbate. Dar noi n-am vorbit încă despre ODIP. Asociația ODIP. Mm -hmm. Eu am intrat pe pagina voastră oficială. Mm -hmm. pe Facebook. Să, uh, pe pagina oficială ODIP. Site. Da, pe site. Să cu site-ul nostru. Și mă uit eu la echipă. Poate eu ceva n-am înțeles corect acolo. Acolo sunt practic numai copiii, domnule Bileschi. Da. Dar cum așa o asociație este condusă de către cine? O asociație apropo renumită. Asociația o, conduc, o conduce președintele. Dar conform legii cu privire la voluntariat, voluntari pot fi persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și ani. Deci vârsta minimă este 14 ani, cu acordul părinților, de la 16 ani pe cont propriu. Asociația astăzi este vii? Da. proiect? Ce faceți da. acolo? Ce promovați. Suntem într o perioadă în care ne lingem renele, ne restabilim mm -hmm. după o uda, după udar. După udaruri masive, da, deci nu există lovituri, și sunt udaruri, Aici pe noi ne au pocnit sănătos. Noi o să rezistăm, noi o să trecem. Dar în ce sens pe voi vă pocnit cum spuneți? Campanii masive de denigrare. A, însuși, structurii unionismului promovat prin prisma ODIP. Da, anume, anume tactic mm. pentru noi, pentru că celelalte formațiuni unioniste, asociații, din păcate, și-au și încetat activitatea. Am mai fost tinerii moldovi, am fost aduc aminte, alte... 2012... Nu, asta e în România, acțiunea 2012. Acțiunea 2012. Uh, da. Reprezentanților aici era tinerii moldovi. Ei nu mai sunt de mult timp, cu părere de rău. Uh, colegii noștri. Uh, pentru că... Uh, lovituri. Imaginați-vă că constant, premeditat și continuu, mi se disenează pașaport rusesc. Fals. Făcut doamne, bă, că o greșit. Au scris Vilețchi în loc de Bilețchi. Ei nici măcar nu tradus litera B așa cum trebuie în limba rusă. O pus Și fotografia poate s-a referit la B din V. Nu, nu, nu eu fac o greșită, acolo scris greșit. A, B, litera okay. B rusesc, arată într-un fel, dar eu scris o scris-o B de nostru. Mm. Și se citește Vilețchi. Semnătura pusă în Photoshop. Mai pe scurt, slava Domnului că așa, că nu mă mai spalam de chestia asta. După care, când am fost la proteste și pe timpul cu Doamne ferește, și mai eram noi ținuți, mai că nu îmblam cu saci de bani. Mm. Tot soi de combinații de genul ăsta ca să strănească zăzane, ca să ne dezbine. Ca să... de da, despre bani. Da. Dar de unii bani pentru o asociație unionistă? Doar, exclusiv, din donații. Acum vreo doi, trei oameni să pufunească în râs. Eu sunt gata oricând, la orice oră, să prezint lista publică și dacă vreți, acum începe a suna pe rând fiecare om care a donat și o să vă confirme și în el, de unde el și cât a donat. Maxim transparență. Noi asta n-am făcut până acum și nici nu prea vrem să o facem pentru că la întrebarea de unde bani nici nu te interesează de unde cât să identifici oamenii și să-i... Da, dar vedeți că, iată, la noi s-a speculat întotdeauna că pe unionism vin bani în România. Nu există așa ceva. Să vină cu. cu... Uitați-vă care e treaba. Uh, orice fond public se cheltuie pe bază de decizie guvernamentală. Să vină cu o hârtie. În care să ne arate. Că România, prin, nu știu, ministerul sau departamentul român, a alocat asociației, o dep, atâta bani. Nu există. Asta e bla, 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 și se pe Facebook. Concret, este o hârtie. Nu, dar... Dar eu am hârtie care demonstrează și nici cât Capicu o luați la cine. Bun, ok. Nu există. România nu finanțează asemenea mișcări din simplu motiv pentru că asta ar putea fi perceput drept o ingerință în politica internă a statului Republica Moldova. Noi singuri, cu forțele proprii, trebuie să ne determinăm ce vrem să facem. A, persoanele fizice din România. Da, avem foarte mulți români care ne ajută. Avem foarte mulți moldoveni din diaspora și de pe loc care ne ajută. Aici mai puțin că e mai greu cu capicuța. Dar există oameni care din puținul lor donează pentru ca să vadă făcute lucrurile astea. Kilometrul de tricolor, caravana unirii și multe altele campanii de informare, pliante, tot asta costă bani. Asta costă bani și nu puțin deloc. Spre deosebire de alte partide, noi eram în fiecare vară prinsate. În timp ce alții serveau beri la terasă și notau în bazin, eu eram prinsate cu tinerii. Tot pagina mea e plină de fotografii și de video. Alții își aranjau viața, făceau locuri de muncă și facultăți. Eu eram prinsate. Asta mi-am asumat cu deosebită plăcere și dacă aș avea ocazia să aleg și să fac de nou, tot asta aș face. Și, și sunt mândru că am făcut asta. Pentru că am luptat și lupt pentru o cauză dreaptă. Stăteam eu într-o noapte, că eu de regulă obișnuiesc podcasturile să le scriu noapte spre dimineața. Uh -huh. Așa e, cu Universul lucrez. Că tu cu Universul? Eu cu Universul. Ah, cu Universul. Mm -hmm. Aveți o relație cu Cosmosul, da? Și mi-apare mie în notificare Vlad Bileschi face live Duel cu maestrul în arte, Toledrugă. <laughs> Domnule Bilesc, eu am așa o întrebare, dar aici pe bune, foarte serios. Uh -huh. Atunci când dumneavoastră o să deveniți președinte de țară, așa. o să propuneți executivului candidatura a domnului Toledrugă la funcția de ministru al culturii? Hai să spunem așa... Ok, răspund, răspund serios. Eu sunt gata și predispus și deschis să vorbesc cu toți oamenii. Acum nu e făcând referire la Tori Druga sau la altcineva. Și cu cei mai deștepți, și cu cei mai puțin deștepți, și cu cei mai apreciați, și cu cei mai puțin apreciați. Cu fiecare cetățean din Republica Moldova care are în primul rând el dreptul să decidă, dar ei mai influențează și pe alții. Și totuși. Acum, legat de Tole Druga și de toți ceilalți, vreau să vă spun că... Și dacă îl propun pe toale? Nu. Clar nu. Sunt oameni mult mai merituoși și mai ales de mine. Eu nu nu vreau să fiu președintele Republicii Moldova. Nu cred că sunt pregătit, nu cred că îmi doresc asta. Legat de TikTok, eu am folosit o tactică pe care o folosesc în continuare. Tactica piticul pe umerii gigantului. Eu eram nou, eu abia făcut un cuchiu cu vai o mie de abonați ca să pot să într în direct. Sarcina mea e repede să Repede să devin popular. De ce? Ca mesajele mele se vadă adică cât mai multul lume. Mai multul lume le vede, mai multul lume înțelege. Cât timp eu nu sunt văzut și nu sunt auzit, nu contează ce fac eu. Și atunci, trei categorii. Scandalăgii, implicați în fel de fel de scandaluri, cu șosete rupte, cu nu și acolo, nu mă interesează. A doua categorie, Igor Andreevici care mai sunt acolo, care tătă zăulica pe -ti TikTok și toată lumea vorbește despre dâns și trei, cu coanele. Toți se uită acolo, cu sute de mii. Eu mă chinui să produc conținut ca lumea, atâta urmăritori. De acord. Eu știu Ea arată bustu și posteriorul 428 de mii de urmăritori erau azi. Respectiv, am mers pe tactica în felul următor. Băi, ar avea interes oamenii ăștia să facă live cu mine. Nu, că să mă Nu le eu mare beneficiu. Și am mers pe idee bai ori mă blochează, ori acceptă. Și apăsam invit în live. Până deja cred că era deraja de notificare și zis că da, hai, să o facem o dată. Hop, am tras-o leacă de urmăritori. Pentru că potențialul meu există undeva. Adică există niște oameni care ar urmări ce aici fac eu pe TikTok. Așa funcționează platformele respective. Trebuie doar să apar cumva la dânsă. Eu pun apăs butonul live și mi-apar și uh, uh, TikTok-ul mi arunc și e mai populare. Mi-arată și e mai populare. Sarcina mea era cum să ajung eu și eu lângă dânsul. Acolo. Ca toți care intră pe TikTok să mă vadă pe mine și eventual să se aboneze. În două săptămâni am făcut 10.000 de abonați. ce aici destul de bine. Ieri am scos 200 de dolari de pe TikTok. În două săptămâni. Cred că e ok pentru un bărbat care eu nu mă strâm, nu vărdește în fund și pe în nu l fac. Trebuie să la live Nu scriu pe pe Ceva nu înțeles e. noi prima dată, dar două prejesc ca să înțelegem. Și eu încă mai învăț și mă uit la unul ce fac, și faci altul ce faci. Sunt rețele de socializare pe care trebuie să le folosim, mai ales că TikTok-ul nu e nici bun, nici rău, am spus asta. TikTok-ul nu degradează oamenii, oamenii sunt pe și degradează. TikTok-ul ne sugerează nou ce aici nou ne place. La cei ce pui like, așa asta apară. Mie îmi plac foarte mult Segvența scurte de film. Mie îmi dă foarte mult sugestii. Eu de multe ori am problema asta, oare la și film? Parcă nu pot să-l găsesc. Sunt foarte curios de mic copil, how it's made, ca cătă cum asta se face. Și acolo arată cum se fac chibrit, cum se fac căni, cum se fac sticla. Mie mi interesant asta. Să știu cum asta se produce. Mie îmi place să mă uit la fel de fel de cum le spune lor, hack-ul, da? Dintr-un dop a făcut o gaură, o sticlă, curge, nu știu, sunt interesante chestii, să mi-e curioasă. E ca mie asta mi-apare. Eu la asta mă abonez. Că la alții le apar numai prostii, înseamnă că la asta s-a uitat. Pentru că TikTok-ul e șmecher. nu contează pui sau nu like. Te uiți, o cu mai mult de 3 secunde, gata, înseamnă că s-a plăcut, dar vei să o faci pe șmecher, o să nu se vadă că s-a plăcut. Să o dă mai departe. TikTok-ul este oglinda noastră, practic. La ce te uiți, așa îți apare. TikTok-ul e o platformă care îți dă o posibilitate. Depinde de tine cum o valorifici. Ca și un cuțit. Poți stai pâine și să hrănești oameni, dar poți să faci crime. Tu decizi ce faci cu el. Vorbiți dumneavoastră de... Da. Instinctele primare. Corp. Ia spuneți-ne dumneavoastră, domnule Bileschi, politician. da' și ați, dumneavoastră soare pe strada fetelor frumoase. Mm. Iar recurg la anumite șerete, recurg ca să atrag opinia publică. Dacă nu facem asta, nu vorbim despre asta. Eu am întrebat două, trei minute, am văzut o mașină de poliție, cu... A zis că nu, eu, eu am fost la procură, procură. podcast. Eu am fost la SIS, eu am fost la președinții, eu am fost la Parlament, nimeni n-a vorbit despre asta. Eu trec pe calea Basarabii, toți vorbesc despre asta. Și inclusiv eu. Da. Asta este, astea sunt regulile publice. Pentru mine nu contează ca să zic lumea, ei, ăsta nu-i serios, trebuie să îmbli la pe drag, trebuie să și băieți serios, nu îmbli la tătire nu contează. Eu am un scop. Cu cât pot, eu trebuie să-l ajut. Uh, legat de calea Basarabiei, concret. Uh, este o problemă sistemică în Republica Moldova, cea care vizează prostituția. Soluții sunt două. Ori interzici total, ori legalizezi. La noi nu se apucă nici de una, nici de alta. Deși în lege există sancțiuni pentru practicarea prostituției. Să schimbă guvernări, vin miniștri diferiți la Ministerul de Interne și să jură că noi sprindem bandiți, hoți, nebuni, blu, blu, care au miliarde o banală problemă pe care o știm toți, din clasa 1 noi toți știm, Calea Basarabiei, Strada Dragostei și încă și denumirii, Calea Basarabiei. Ne-o ne pune Strada Fetilor frumoase. da. Acolo sunt minori. Acolo se face trafic de ființe umane, pentru că unii sunt impuse să facă asta. Acolo se consumă și se vând droguri. Nimeni nu face nimic. Poliția trece și ca și cum ar. E aici normal, dar tu nu știi ce se întâmplă aici. Eu ieri merg lui Gabriel Calen să-i arăt. Zic da, că eu am văzut. Să schimbă guvernări, se schimbă miniștri. ăștia vor să prindă hoți de miliarde. Care hoți de miliarde? Că tu nu poți opri un minim fenomen de ilegalitate aici, în centrul Chișinăului. Ia că poftim. Asta au fost 2 ani în urmă, 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă. Poftim. E ca să vină unul să-și asume. Pentru că nu e vorba doar de prostituții. Ca să decizia lor personală. Vor să o facă, vor să o facă. Nu aici, în altă parte. Nu o să ne fugărim în continuu după ele. E vorba de trafic de ființe umane. E vorba de consum de droguri și vânzare de droguri. Substanțe stupefiante. E vorba de uh, un, un, circuit ilegal de bani. Înțelegeți că acei bani merg la niște oameni care eu mită, la niște oameni care stau la pușcărie. la niște oameni care fac crimi. Banii ăștia nu vin sub formă de tax și impozite. Sunt nu bani legali câștigați de muncă. Asta bani. Acolo vin niște băiețași, e că o prostituată. Cine a să o apere pe dânsa? Ea este un fel de... Ea este rejectată de societate. Ea nu are o autoritate bună. Nu e la cum. Poate am și și la modă, cum am avut în interviuri, dar în fine. Nu e chiar foarte apreciată societate să fii prostituată. Nu chiar e de bine. Nu e un lucru care să te da? Cine o va apăra? Dar ea e cetățeană Republicii Moldova. Ea este om care statul ar trebui să urmărească politica de reintegrare a ei în societate, adică să o ajute să-și revină în circuitul normal, adică loc de muncă, familie, casă, tot ok. Cui să se plângă ea ca prostitoată? Cine o va lua în serios? Și acolo vin băiețași care spun, ori dai 200 de ori tu ai și n-ai să și gata. ai nevoit să-i dai lui bani. Și există oameni care estorchează bani de la ele. Care le amenință, care le bat. Dacă mâine să-i taie gâtul la una, cui pasă de o prostitoată? Credeți că o să facă mari știri despre asta? Câți boschetari îngheață în fiecare an pe stradă? Ei pasă cuiva de dânjăi, dar ei sunt oameni. Oameni vii. Respectiv, această problemă este mereu în vizorul meu, la fel ca și în multe alte probleme, la care lumea, ca și problema toaletelor publice. E o necesitate fiziologică. În centru Chișinăului trebuie scumpere ceva ca duci la WC. Bă, noi vorbim despre civilizație, despre integrare în Uniunea Europeană, niște lucruri primare. O mamă cu un copil are acces la un WC public decent să-l schimbi pe copilul și ăla. Copilul și ăla poate la baie. E un lucru normal, firesc. Nu există. Da, e și pe vicei, să crezi, dar nu, că nu e prestigios, că nu e la modă și e că așa și trăim. Și faci fiecare printr-un tufare, pe nici locul parcului, pe undeva, da, unii unde se fac copilul și ăla. Mergi și vezi cu îl mama. De mână și poftim. Centrul Chișineului, capitalul europeană. Ca să duc până la capăt de prostituție. Filmează acest lucru, uite-ți oprești un echipaj de poliție cu girofarul aprins. lângă să zic, o, oh, pf, în sfârșit, wow, incredibil, lucrează. Nu, au plecat două, trei minute de vorbit și au plecat. Eu stau în spatele de mașinii, nu știu ce au vorbit, nu vreau să fac speculații. Pentru că asta o să afecteze imaginea poliției. Și eu știu că sunt băieți foarte de treabă care lucrează în poliție și nu vreau să uh, ponegresc imaginea instituției. Să răspundă ei, nu instituția. Asta e problema. Că rahatul face unul, dar suferă instituția. Sunt zeci de oameni care fac traininguri în școli. Vin polițiști și le explică la copilaj. La verde trecem, la galben ne uităm. Chiar dacă se oprește mașina, ne asigurăm. Oameni care se stăruie să facă imagine bună poliției. Și e că este un nemernic. Dacă care, printr un gest de genul ăsta, o distrus tot absolut. printr unul care a luat 50 de lei și l-a filmat, tot distrus tot efortul. Dar noi avem nevoie de încredere în organismul poliției. Imaginați-vă că nu e poliție. Doamne, ferește, și doamne fericiți ce s-ar face pe străzi. Banditism și huliganism la fiecare pas. Deci noi trebuie să fortificăm instituția și să eliminăm de acolo oamenii care prejudicează imaginea. Acum, au plecat și eu le întreb, stând în spatele poliției, ce faceți aici? Lucrăm. Cât costă? Atâta. Ce faceți Așa e. Dar și vă întreba poliția. Cac de la? Eu zic, asta trebuie să poliția? M Am chemat în dată 112 am solicitat intervenția poliției, a fost reținută una, cealaltă nu știu, au fugit. Le a fost aplicată amendă conform codului contravențional, practicarea prostituției, și am depus plângeri inclusiv pe colaboratorii de poliție care nu au întreprins acțiunile necesare pentru a curma această activitate. Ei au trecut pe lângă o ilegalitate. Este cod contravențional. Eu nu plediesc că li psâm, să li batem și dar dacă este punct în lege și tu ești polițist, trebuie să intervii. Sau cel puțin nu știu, măcar... Dacă ele au rămas pe stradă, când văd poliția, înseamnă că deja asta e un lucru. Ba, poliția, te normal. Te normal. Măcar să se ascundă, nu știu, să dea la o parte. Adică, flagrant, lucrul ăsta se întâmplă flagrant pe față și pe mine mă deranjează. Eu nu vreau să trec cu copilul meu pe, pe stradă și mă întrebe tata, da și e asta. Eu nu cred că asta e normal și asta e bine. absolut ar fi ori strict, strict de tot, ori legalizare. Sunt două modalități. Da, pe cei care într-adevăr îi interesează, dacă tot dumneavoastră ați fost sara. Dar cât s-ar duce să fac asta? V-ați asumat să vă duceți acolo să vă aștepte băieții după colț sau să vă taie gât sau și niște și relația cu sunt și în emită și cu ea înstrăcate o sară și, e, și banii. Tot să fac, dar nu e problema mea, dar nu, dar eu mă duc numai unde nu nicoi veni, unde e frumos, unde e bine. Nu avem nevoie de oameni care să vări fix în miezul problemei. Nu de ăștia care... Ai, nu că... <coughs> Dar dacă totuși dumneavoastră ați, arat, ați arat fost pe această da. stradă, ați reușit să întrebați și ce părinți să astăzi? <laughs> da. Am întrebat. Asta ăsta face parte din formula standard de demonstrare a practicării prostituției. Practicarea prostituției este satisfacerea poftei sexuale a unei persoane în schimbul unei valori de bani. Deci, dacă ea simplu spune că e de acord cu, și cu tine, asta, nu înseamnă că e prostituție. Dacă ea spune că asta costă, asta este dovada prostituției. Deci da, asta, Așa? asta face parte. 200 de lei. Asta costă. Este în live la mine. Asta e dezastru. 200 de lei. Prima formulă și a doua? A doua nu știu, n-am ajuns până acolo. Mă interesat numai una? Eu am acasă soții și copilul, nu sunt interesat de asemenea activități, dar vorba vine despre dezastrul <coughs> cultural în care Cam existăm noi. Ieftin ce? Prețul sau demnitatea Preț. unui om? și demnitate, și preț. Dar la ce condiții sunt aduși oamenii ăștia dacă ei ajung să facă asta? Pentru trebuie să ne gândim de. la starea lor psihologic. Pentru că eu nu cred că uh, oamenii din bunăvoie și în condiții foarte bune de trai să duc să facă asta pe marginea drumului. Da. Înseamnă că există niște factori. Bine, că există și în Europa, și în alte țări. Dar uh, de ce n-am putea noi să devenim un exemplu de a soluționa această problemă? Am putea? Trist. Bun. Hai să Știți mergem mai departe. Știți câți oameni, oameni sunt bolnavi de boli? venerice și -o duc asta acasă și pe urmă suferă femeia sau bărbatul și pe urmă copilul și așa mai departe. Știți câte de familii se destramă din cauza asta? Ce impact social și economic are acest fenomen? Catastrof. Catastrofal. Și când ne luăm ca toate aceste chestiuni mărunțele luate împreună, e catastrof. Dar că noi cumva un subiect așa de... Dar și neva trebuie să-l rezolve. Eu am intrat aseară pe canalul dumneavoastră de YouTube Uh -huh. acolo încă pe copertă este sloganul, slogoul aur, trebuie da. să scoateți, să faceți da, 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 am uitat să scot nu e o chestie principală pentru să mine să-mi spuneți mulțumesc că v-am readus aminte eu știu, mai este printre două, trei locuri <laughs> nu e o problemă nu e un... oamenii care vor spune, aha, încheși cu aur eu dar am declarat foarte clar în ianuarie anul trecut, un an în in... gata, mi-am dat demisia Dacă o să revină să anunț dacă n-am anunțat n-a revenit eu nu îmblu cu chichi mici, cu fel de fel de chestii de genul ăsta. Eu încerc să trăiesc cât mai simplu. Viața așa e complicată. Nu e destul sau mai complicăm și noi. Pornesc de la prezumția bunei credințe. Sunteți sinceri ce și spuneți adevărat. Până când nu mă convinc că nu e așa. Decât să îmblu cu teoria conspirației, că mă că vreți să mă că mă că aveți un plan ascuns. E o boală chestia asta. Asta e o boală. Noi trăim ca într-un fel de teorie. Că cineva mă urmărește, cineva vrea să-mi facă rău. caută de treabă. Ai grijă de ce -ai și faci și comportă corect. Dacă vor să facă rău, o să o fac. Că te păzăști, nu te păzăști. Eu în sfârșit, I -i. pentru că eu am urmărit uh, acum un an un podcast uh, cu dumneavoastră, nu mi-aduc Bine. În sfârșit am văzut o fotografie cu familia dumneavoastră, băiețelul, soția. Uh, foarte frumos, stați în fotografie. Mulțumim. Și în picioare și așa. exact. <laughs> dumneavoastră ați reușit deja să înțelegeți uh, băiețelul cu mai mult seamănă dumneavoastră? Să e fie? o dispută permanentă la noi. Da? În ce bună bună cuvântul, voi, bineînțeles. Și ca caracter și ca chip? Da, da. Eu o ștrengar timp... și o jumătate. Știi că nu se poate să uite dacă le vedem, o e o obiectul și fuge. <laughs> e tare dulce. E o da, ca caracter de a, de a deveni ceva ce ambiții deja bine. vedeți în e, e foarte încăpățânat. Cred că e să De acord. Dacă o pus mână, <laughs> stragă și nu îi dă o voie, trage și plânge și urlă până deschide mânierul și nu se lasă. Foarte bine, e bine, lasă-l să fie așa. Ce o să vrea el, așa trebuie să facă. ce trebuie să devină. Important e noi să-l să, -l, să -l ajutăm, să-l susținem, pentru că el este o ființă autonomă, este un om separat. El nu e a și nu e a am mamei, el e alt om. Și trebuie să-l susținem, pentru că dacă el o să facă în viață ce și lui nu place, asta o să fie o suferință. Dacă o să reușim, dacă o să reușească el hobby lui sau ce lui îi place să devină și, lucrul lui sau jobul lui, ca am la mod de asta ar fi minunat. Dacă el de la lucrul lui o să primească plăcere, pf, fantastic. Noi o să-l susținem și o să -l... trebuie să contribuim la dezvoltarea lui multilateral. El abia descoperă lumea. Are abia un an și e ca azi, cinci luni. Abia, abia descoperă pământul ăsta. trebuie să lucru timp, să-i oferim gânduri frumoase, armonie, grijă. Trec Pentru mine familia <coughs> este foarte important. Doamne ferește, spune mâna pe familie. Trec 70 ani și el îmi <coughs> frumoasa vârstă de 10 ani și într-o bună zi, zici tată. Dar eu vreau foarte tare să le politica asta într-o parte. Nu, e bună, nu e bine. Ce răspundeți înapoi? Nici o problemă. Pentru mine familia este primul loc. Dar eu nu cred că copilul meu să spune ceva. Visul meu este să-l duc în toată Republica Moldova, în toată România, prin toate satele. Eu o să-mi duc copilul în spiritul valorilor naționale românești și cred că triumful meu începe din familia mea. O familie puternică, un copil educat bine este cea mai importantă realizare. Dar dacă e vorba să legă între familie și politic, familia, bineînțeles. Copilăria dumneavoastră a fost, nici nu știu cum să zic aici, cu sau pată, am... Copilăria am, dumneavoastră sau în copilăria dumneavoastră a existat alături doar mama? Da. Ea este idolul dumneavoastră, nu? Da, mama este îngerul meu păzitor, sigur că da. Mama este ființa supremă în viața oricărui om, cred că. E dacă e să ne spuneți o amintire sau un gând care vă macină, care este, în opinia dumneavoastră, cel mai trist ca amintire. Care ar fi aceasta? Dar ce am trist. Acum nu și la cel bun. Am înțeles. Nu, vedeți, mai la modă să ne plângem că am trăit greu și că ne-a la zero. Noi am trăit greu, dar frumos. Noi apreciam cu mama toate clipele. Eram sărași, dar era frumos. Nu știu cum e, că acum parcă aveam de toate, dar nu e același fior. Noi mergeam cu mama pe jos, că nu prea avem bani până la piața centrală și înapoi, dar nu de la telecentru, mult de mers pe jos. Acolo Și acolo b -b bunicuțele a în fața tarabelor bănuți de și Eu avem treabă, ridicam mănuțe de șinși, că eu știem nu ne bani. Și erau așa niște, acum nu sunt deja gherete, nu mai facem publicitate, bon apetit, erau așa niște mm -hmm. gherete, unii făduși și un fel de bulcuț, un fel de chiflu da, da, da. calde, doamne, și miros era, doamne, ferește. Și eu strângem de obicei 50, 60 de bani, 70 de bani, mama mai punea vreo 30 și cumpăram două chifle de un leu și mama mai cumpăra un cașcaval de statriunghi. Noi îl în două și vrem în inter... rupeam în interior și o mâncam. Asta era triumful fericirii noastre. Mai mult nu ne trebuie nimic. Și că eu cu drag mi-am de vremurile astea. Acum eu pot să-mi cumpăr, nu știu, un sac de chifle. O taraba și pot să o cumpăr în întregime. Dar nu am așa plăceri plăcere de la chestiile astea. De asta eu cred că vremurile grele ne fac pe noi să apreciem o că altfel. Relațiile interumane și toate chestiile astea. Asta nu că să mă jelui, să mă compătimească cineva. Nu am nevoie de așa ceva. Dar e o amintire așa o combinație între neplăcut și plăcut. Neplăcut că el cu place și sărac și n-ai bani. De cur. Plăcut pentru că eram, nu știu cum să zic, foarte aproape psihologic. Din puținul cel ne ajungea la mândoi și e așa am mers înainte. Cel mai plăpând și cel mai cumva dulce, memorabil și încrezut sfat pe care mama mi l-a oferit. Aici mă refer la unele cuvinte cumva de care vă și conduceți în viață, vă și sunt cumva motou și ulterior foarte des vă aduceți aminte de acestea. Eu aveam cumva așa un fel de complex în copilărie că sunt incomplet, că n să reușesc, că n să pot, că n nu știu și acolo. Ca și orice copil la vârsta adolescenței e, și mai ales când ești într-o familie incompletă, când nu ești tată, adică când lipsește modelul comportamental de bărbat, există probleme aici uh, care se dezvoltă pe fundal. Uh, mama tot timpul ne zice, tata îi spoți, tata bine, uh, tot ce îți faci, eu tot susțin. Și asta contează foarte mult foarte mult contează când părinții sau părintele își susțin copilul. Eu știam mereu că o să am susținere din partea mamei mele. Chiar dacă era greu, chiar dacă mai călcam prin străchin, chiar dacă mergeai rău, tot o să fie bine, continuă. Dacă tu simți că trebuie să faci asta, fă -o. Foarte frumos. Mm -hmm. Planul Planuri de viitor, domnule Bileschi, campania electorală, cum am mai zis, abia urmează să se înceapă. Nu, eu în campania asta electorală nu o să mă implic în această campanie electorală locală. Ce urmează să faci să iată în acest an? destul de ancorată, aș spune eu, pe toate frontul. Să promovez în continuare unirea, să devin cât mai populară pe de socializare, nu în sensul că să mă știi mine, că asta nu are nicio valoare. În sensul de a cuantifica mesajul unionist, care este practic absent, cine ați promovează unirea? Spuneți să trei nume. Greu. Așa, greu. greu. De-aia cumva am menționat la început că cam entuziasmul unirii cam a dispărut așa ultimii ani. Pentru că entuziasmul este o chestiune extrinsecă, din păcate, adică exterioară. Noi ieșim de la film entuziasmați că suntem supermeni. O trecut două zile, gata, s dus. Aici mm. trebuie să fie entuziasm. În interior. El de aici se naște. Dacă, dacă vrei să faci ceva, dar atât timp cât așteptăm un context favorabil, așteptăm valuri. Valurile nu apar, ele se creează. Noi trăim în lumea în care gândurile noastre nu se nasc în capul nostru pe ecranele televizoarelor și a calculatoarelor. Acolo nouă ne insuflă ce să vrem, ce să cumpărăm, cum să trăim, câte din lucrurile care ne pe noi le vrem noi, și câte au fost cumva așa, atent, induse prin manipularea mass media, rețelele de socializare. Ai nevoie de popularitate, ca să ce? Ca să hrănești un orgoliu, un gernișor în tine, ok, recunoaște asta, asuma-ți. Și eu n-am nevoie de asta, sincer. Eu de mult mă prind la ideea că mă deranjează asta. Eu nu pot să trag o bețăie cu niște colegi de-ai mei ca să mă vadă și mă zic că la dâns. Și eu nu pot, nu știu, să mă duc să mă distrez undeva ca zic, ia, uite, la, să zic că mă... Și prin ce ce fac eu pot prejudicea imaginea unirii. Sunt și avantaje, dar sunt și dezavantaje. Eu vreau să-mi aduc prin nosul, la maxim posibil, pentru promovarea cauzei unirii. Adică, cât, dacă pot convinge un om, trebuie să-l conving. Dacă pot convinge doi, trebuie să-i conving. Și TikTok-ul, pe lângă gunoiul informațional pe care îl are în surplus, trebuie să mai aibă și alt fel de conținut. Analiză, sinteză. Mă bucură foarte mult faptul că conținutul meu de autor, adică ce își creez hmm. eu cu fața mea și ce și gândurile mele, la mine pe TikTok e mai multe like-uri decât uh, gunoiul de asta informațional. Hihihaha. Adică eu pun un videoclip care nii pare că ar trebui să fie viral și este pe la alții, el nu devine viral la mine. Eu pun un videoclip cu mine în mașină, eu nu te vorbesc despre grecean, pe ministru, nevoi, o sută de mii. Adică asta este o dovadă clară pentru mine că oamenii vor anume acest tip de conținut. Anume vor să vadă, da, și azi zic că este, ia și, și zic și eu. Domnule Bilețchi, noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a veni aici la podcast, de a vorbi lucruri foarte importante. Noi vă dorim foarte mult succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră și ne mai întâlnim aici în studio la noi, subiecte și noi teme de discuții foarte importante sau la fel de importante ca și acestea. Mulțumesc foarte mult și sper că intelectualii nu se vor supăra pe mine pentru șiurile, urile și Ele au fost puse şi intenționat. Până -i până -i Ele au fost puse intenționat pentru a trage atenția și partea cealaltă a populației, pentru că suntem destul de mixți. Vedeți că eu combin un limbaj cu neologisme, cu arhaizme și cu fel de fel de epitete și cu un fel de, nu știu, și acolo și așa mai departe, ca toată lumea să fie mulțumită, ca toată lumea să înțeleagă. Pentru mine e important să înțeleagă toți. De la Opincă până la Vladeca toți, pentru că fiecare om contează. Domnilor, domnilor, în studioul nostru de weekend, Vlad Bilețchi, ex-președintele Partidului Aur. Voi să aveți un început de săptămână cât mai reușit să vă bucurați de buna voastră dispoziție, iar buna voastră dispoziție să vă aparțină.